Cine suntem noi? Fete! Ce vrem să luăm băieților de Sfântul Valentin? Chestii de gaming! Hello! Și bine am găsit la un vlog super special! Știți că o să vină Valentine's Day și sunt sigură că vreți să căutați cadoul perfect pentru persoana iubită. Ei bine, dragii mei și în special fetele mele, astăzi o să vă ajut să faceți chestia asta să fie posibilă! Astăzi o să vă ajut să alegeți un cadou pentru iubitul vostru gamer, pentru că toți băieții se joacă jocuri, right? Adică poți să faci orice altceva cu viața ta, dar sigur te joci un joc pe telefon, pe calculator sau pe alte chestii de genul ăsta și sunt 100% sigură de asta. Vreau să vă spun că este prima dată când fac acest tip de vlog și sper să-mi iasă bine și să ascultați ce vă zic în el pentru că sunt niște chestii foarte utile și abia aștept să-l vedeți. Apropo, știu că pare că stau într-o poziție foarte ciudată, dar sau au în momentul ăsta, ok? Avem acela un ring light, mi-a pus domnul Pink în față și eu dacă vreau să stau în picioare, ajung undeva sus de tot acolo, undeva peste chestia asta care avem în spate. Și așa că trebuie să fac pe piticul și să filmez. Ok, dacă mă dau foarte aproape de cameră, se vede că am un ochi un cerc înăuntru. Apropo, dragii mei, în premieră mondială, eu nu am cum să-i spun, o să fac facecam. Deci, uh, să înceapă magia, ne punem inimiară aici pentru că vreau să arăt că e sunt Valentin și o să dăm din palme. 3, 2, 1 și... Facecam verificat, inimioară verificat, tsuki verificat, pisigereci verificat, promoție verificată! O, oh, ce campanie drăguță au cei de la PC Garage. Vrei să fiu laptopul tău de gaming? Scaunul tău de gaming? Vrei să fiu scaunul tău de gaming? <laughs> uh, și au aici foarte multe chestii. Wow, laptopuri, sisteme, monitoare, periferice, scaune, birouri. Au și birouri, wow. Componente, toate sunt de gaming. Vreau să vă zic o chestie. Aveți în descriere un link către site-ul celor de la PC Garage cu oferta cu promoția acestei sărbători uh, minunatei. Uh, L-aveți acolo în descriere, vă rog să vă uitați și de asemenea să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos, pentru că este foarte important pentru mine ca și youtuber. Mm, da. oh, văd că au foarte multe laptopuri de gaming în ofertă, toate par foarte interesante, văd că au un preț accesibil și, apropo, uh, dacă vreți să vă dați vitul pe spate, puteți să cumpărați chiar un laptop de gaming, deci o să fie foarte uimit când o să-i cumpărați asta, sunt 100% sigură și vă garantez că toate sunt ok. Uite și pe ăsta la un preț și mai accesibil, toate arată superb. Ia să vedem noi ce mai este în ofertă, mama vine și părul în ochi. De ce trebuie să vină părul în ochi? aia uh, se vede aici, sisteme de gaming. Oh, vai. Wow. Ok, asta este destul de interesant și vreau să vă menționez o chestie foarte importantă. Înainte să cumpărați iubitului vostru un item, asigurați-vă că acesta este un fel de upgrade la ce are el de fapt. Dacă ai cumpărați un sistem de gaming, uitați-vă ce componente are și consultați-vă pe diverse site-uri și pe forum și uitați-vă la componente. Informați-vă în general foarte bine când cumpărați ceva pentru că vreți neapărat să fie un upgrade la ceea ce are iubitul vostru. O, oh, văd aici o unitate cu foarte multe culori. Știu că oamenii sunt morți după culori. Ei nu vine să cred câte multe chestii colorate sunt până și unitatea mea are culori. Uite, și asta e pe verde și pe roșu și văd că au niște prețuri foarte decente. Ia să vedem ce este și la monitoarele de gaming. Uh, văd foarte multe monitoare cu 144Hz de hertz Și vreau să vă spun că astea sunt cele mai bune Am jucat a, până acum, cred că două săptămâni Sau o săptămână, nu mai știu exact cât a trecut Pe un monitor care, ei bine, nu avea atâția Hz Și nu mi a dat seama de diferența asta de la bun început Și băi, frate, din momentul în care mi-am schimbat monitorul Pot să știu că mi s-a schimbat și viața Și nu exagerez Mă joc tot felul de jocuri și uh, totul se mișcă atât de fluent și frumos și pare că mă atrage să mă joc și nu mă dor ochii în ultimul hal. Deci vă recomand monitoarele cu 144 de Hz sau uite avem și unul aici cu 240 de Hz, mama mea! Ia să vedem ce este și la periferice de gaming, avem aici mouse, uite ăsta foarte colorat, uite și pe ăla cu găurele și ou, oh, ăsta arată foarte robotic, uite și ăsta la fel, știu că băieții sunt înnebuniți după mouse de genul ăsta pentru că știi, par așa mai profi și își arată cât de profesioniști sunt ei, ce gameri profesioniști sunt. Deci dacă vreți să vă încântați iubitul, cumpărați mouse Uite și pe ăsta colorat și ia să vedem ce mai este pe aici. Tot felul de chestii. Oh, și mouse pe Uite, este aici un mouse pe din ăla mare pentru toată masa, care ține și tastatura și mouse și practic nu zgrima asta, totul e atât de ok, tragi tastatura ușor și duci mouse foarte ușor înainte și înapoi și mi se par super faine. Văd că au și tastaturi, uite, tastaturi cu foarte multe colori, pentru că am zis adineauri că băieții și în general tot felul de persoane sunt un după ele. Uite aici, multicoloră. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte că în descriere aveți un link super special cu mai multe detalii despre această campanie și cu toate produsele pe care le vedeți aici. Abia aștept să vă uitați și voi și să-mi dați și mie cu părerea în comentarii și să-mi spuneți ce le-ați cumpărat persoanelor iubite de Valentine's Day din această listă. Sunt foarte curioasă să aflu, deci vă rog să-mi lăsați un comentariu mai jos și să apăsați pe acel link să vă informați. Și de asemenea, vreau să apăsați și pe butonul de like de mai jos pentru că mă ajutați, pentru că eu sunt YouTube și vreau like Ui. Doamne, deci tipurile astea de tastatură cu foarte multe culori se văd atât de fain pentru întuneric. Jur, cred că sunt un must-have. Uh, sunt și eu personal înnebunită după ele și cred că orice persoană ar fi. Uite și tastatura mecanică la un preț chiar foarte decent. Wow, sunt surprinsă. Vreau să vă zic că astea mi se par faine. În general, căștile care intră în urechea așa mie mi se par faine. Uite, am și eu căștile astea. Și ia să vedem ce mai este pe aici. Uh, știu că astea de jos tot așa sunt multicolore și văd că astea sunt destul de comode. Uite, vezi, au burete acolo, știi, atunci când îți iei căști, ai nevoie de un burete sus că te doare capul. Ok, sunt foarte curioasă să văd ce au la scaune și birouri de gaming. Wow, scaunele astea par foarte confortabile. Uite-l, ăsta are până și pernă la spate, uite și ăsta la fel, ăla e verde, știi, e mai șmecher. Ăsta nu știu exact ce e cu picioarele alea, dar dacă ai foarte mult spațiu pe birou, bănesc, ar fi bine să-l folosești. Pe birou, sub birou, scuzați-mă. Wow! În general, scaunele astea arată de parcă sunt scaune de mașini de curse sau eventual să iei o mașină de curs în sine, știi, dacă vrei să dai la vale cu scaunul pe scări. Nu fa asta, ok? Nu fă, nu fă! Rourile astea sunt foarte rezistente, chiar dacă pare că picioarele sunt destul de subțiri mi se par foarte frumoase pentru că nu ocupă, gen, nu arată că ocupă foarte mult loc din cameră și totul este atât de finuț cu ele, îmi plac tare mult. Ia să vedem ce avem și la componente, plăci video, procesoare, plăci de bază, SSD-uri, oh, doamne, SSD-urile astea sunt mai utile decât apa, ai nevoie de spațiu mai rău ca altceva pe un calculator și memorii RAM, o oh, hard disk Ia să vedem și carcase, lol, uite, uite, carcasa de jos ce care e cu ventilatoarele alea care sunt luminate sau asta de jos, uh, surse. În general, componentele astea sunt perfecte dacă vrei să îți faci un upgrade sistemului tău de gaming. Deci, fetele, uitați aici, uitați, uitați. La aminte de la mine. ia să vedem ce este și la ultima categorie de gaming. Avem console de jocuri care aparent dau și un joc pe lângă asta, avem aici uh, Xbox One S, uh, Switch. Oh, asta mi se par faine, A PlayStation 4. Xbox X, gamepad-uri de toate neurile posibile și culorile. Uite-o și una de Minecraft, uite și pe ăsta care are un fel de fate, și ăsta cu armată, oh, și routere wireless care arată ca niște extraterestri. Aici închei acest episod foarte special. Vreau să vă rog să nu uitați să verificați link în descriere și de asemenea să apăsați pe butonul de like de mai jos. Sper să vă simțiți foarte bine alături de persoanele dragi, să le faceți o surpriză foarte plăcută din inima voastră și să le fie de ajutor și sper că v-am fost uh, utilă în acest video și că v-am sfătuit cum trebuie. Eu v-am pupat pe toți, uh, inimioară pentru toată lumea, uite dacă vreți dau inimioara asta, uite, vezi, o vezi, o dau ție, ție persoanei care te uiți acest video. V-am pupat pe toți și pa, pa!